Astăzi, la sediul Guvernului a fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul ce vizează realizarea unui traseu cicloturistic de-a lungul Dunării în județele Mehedinți, Dol și Olt. La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Contractul a fost semnat de președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, ca lider de proiect în prezența premierului Nicolae Ciucă. La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan, ca și parteneri ai proiectului. Îi mulțumesc colegului Cosmin Vasile pentru inițiativa de a invita Consiliul Județean Mehedinți să se alăture proiectului. Am acceptat fără ezitare și vom sprijini implementarea lui, întrucât are o importanță turistică deosebită, contribuie la creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și duce la crearea de noi locuri de muncă, în special în mediul rural, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Astfel, se vor amenaja 356 de kilometri din ruta Eurovelo 6, din care mai mult de jumătate, 218 kilometri, vor fi pe raza județului Mehedinți, restul în județele Dolj și Olt. Traseul urmărește linia Dunării de la Svinița până la granița județului Olt și județul Teleorman și străbate cele mai importante obiective turistice din cele trei județe.